August este luna în care botoșănenii plecați la muncă în străinătate vin acasă în vacanță și totodată își reînnoiesc o serie de documente necesare. Iar acest lucru s-a văzut foarte bine astăzi la serviciile de permise și pașapoarte. Sute de oameni au luat cu asalt cele două instituții în speranța că își vor rezolva cât mai repede problemele. La Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculări vehicule, dimineața aproape că nu aveai unde să arunci un ac. Oamenii au umplut holul instituției încă de la primele ore ale dimineții. Și de parcă aglomerația nu ar fi fost suficientă, ei au aflat că nu își pot rezolva problemele din cauza unei defecțiuni informatice. Astfel, din cauza unui server care a picat astăzi, nu s-au putut elibera permisele preschimbate, nu s-au emis autorizații de circulație provizorie și nici nu s-au făcut programări pentru proba practică a examenului auto. Și serviciul de pașapoarte este supra-solicitat în această perioadă. Din cauza numărului foarte mare de solicitări în această lună, datorat întoarcerii botoșănenilor din străinătate, reprezentanții Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple abia mai fac față solicitărilor. Zilnic, sute de botoșăneni merg la sediul instituției de pe Bulevardul Mihai Eminescu, iar pentru a face față tuturor cererilor, toți cei care au nevoie de preschimbarea documentelor de călătorie trebuie mai întâi să-și facă o programare. Cam fiecare an, serviciul de pașapoarte este supra-solicitat în această perioadă. Totdeauna s-au luat măsuri, atât de instituția prefectului, cât și de către serviciile noastre. În această perioadă, ca și în restul timpului, depunerea documentelor se face numai pre-programare. Bonuri de ordine care sunt ridicate de la ghișeul serviciului, unde se trece nume, prenume și CNPO persoanei care solicită. Deja programările le avem făcute pe săptămâna următoare. O parte dintre angajați și-au anulat concediile pentru a putea rezolva problemele în cel mai scurt timp. S-a luat măsura diminuării concediilor de odihnă, a liberelor și în funcție de solicitări, noi ne facem datoria. Șeful serviciului de pașapoarte, Viorel Gaidur, susține că față de anii trecuți, în această vară, numărul botoșănenilor care se adresează instituției a crescut chiar și de 100 de ori. Față de perioada, spunem, perioada de referință anului trecut, chiar aceeași perioadă, este o creștere cam de 100%. Având în vedere că anul acesta expiră pașapoartele care au fost depuse în anul 2006, care erau cu o valabilitate de 10 ani, și pașapoartele 2011, care aveau valabilitate 5 ani. Lunar există o creștere foarte mare. Cererile se vor soluționa în una-două zile de la data programării.